spune-mă ta, că te văd cu scaun la cap, spune, a cui e poiana voilor? A mea sau a voastră? Deci, a cui e poiana voilor? A mea sau a voastră? Și dacă ar fi așa, ce... A cui e poiana voilor? A mea sau a voastră? Poiana voilor. Poiana voilor? Da, este a... A noastră. Dă-le unde și mă la unde voastră! Dă-le! Bunica mădușicii mele a dat-o țăranilor bunicului tatăl dumitale pentru că iau niște cărămidă. Țăranii bunicului tatăl dumitale s-au folosit de ea și de 40 de ani. Da, păi când a venit legea, țăranii bunicului tatăl... E asta e Wisher. Păi dumneata, uiți lucrul cel mai important. Că dacă țăranii n-au plătit niciun bani... Niciun bani! Este pentru că pe vremea aceea fusese loc o ceartă și așa mai departe pentru bucata aia de pământ. Da! Da, acum până și câinii știu că este a noastră. Și câinii. Înseamnă că dumneata n-ai văzut planurile. Înseamnă că n-ai văzut planurile. Înseamnă că dumneata n-ai văzut planurile. Iar eu am să-ți demonstrez că e a mea. Hai ce să demonstrez. E a mea! Deci am răgnit! Răgnete îmi doare de nimic! Eu nu răvnesc la ceea dumitale, dar nici să-ți dau din cea mea la închef, de ce aș face-o, mă rog? Și dacă ai ajuns să pui în discuție poiana boilor și așa mai departe, află că mai bine o dăruiesc țăranilor decât să-ți dau dumitale. Stai puțin că nu mai înțeleg nimic. De unde ții dumneata dreptul să dăruiești ceva ce nu-i al dumitale? Dă-mi mie voie să știu mai bine ce am dreptul și ce am nu. Uite ce-i drăguță, mie sare țandară foarte ușor. Am 35 de ani! Eu am 72 și te rog când vorbești cu mine să-mi să mă duci așa și mai departe. E, drăcie, dracului. Ia uite! Dumneata mă consider pe mine prost, da? Da? Dumneata mă consider pe mine orbete, a? Da. Pământul meu spui că e al dumitale, a? Da. Și ai vrea să stau aici și da. Să-l fac frumos. Aici, da. Dumneata nu mă vecin bun nu. Ești. Da, ce? Dumneata ce? Ești un obraznic, asta ești. Ce ai vrut? Ia mai zi o dată. Tată, trimite chiar acum Cosa și la poiana boilor. Ia mai spun o dată. Trimite Cosa și la poiana boilor. Ia mai zi o dată. Trimite! Da! Odată ce ai spus, Alina, o stimate, domn? Poiana boilor e a mea! Și nu dau nici moartă! Lasă-mi vedea ora asta în fața judecății! În fața judecății! În fața judecății, domn? În fața judecății, domn? În fața judecății? În fața judecății? Lasă că vă știu, tot din neamul vostru ați fost niște cărcoate, ați mai zumblat cu niște apocații cărțocarilor. Te rog să nu te lăși de neamul norocos! Toți din neamul meu au fost oameni cinstiți și niciunul n-a umblat cu delapidări ca ochiul dumitar. Hai, dă-mi drum, iertatia, hai, nu-i... Crezi că nu știu că toți din neamul vostru au fost niște tâmpiți, mă? Bunică, tu ești... Dragă, stingea! Și mătușica aia mai tânără... Nastasia! Să fugă cu nahrite! Da, ce?